În fiecare an, Asociația Macedonenilor din România serbează Crăciunul și Revelionul mai târziu, potrivit calendarului vechi. De data aceasta, sărbătorile tradiționale au avut loc în fiecare oraș din țară în care există filiale, pentru ca membrii asociației să se cunoască mai bine și să întărească legăturile în cadrul comunității locale de macedoneni. În București, după discuțiile oficiale, a avut loc un spectacol de muzică și dans pus în scenă de ansamblul artistic Sonce, în traducere Soare. Galbenă și roșie, da, de pe steagul Macedoniei. Nu că nu avem steag, culorile astea de pe steagul României, mai avem și o regală albastră, nu? Sunt două popoare înfrățite din totdeauna, două popoare care n-au niciun fel de conflict și probleme nerezolvate și trebuie să mergem pe linia asta. Noi trebuie să ne iubim țara de unde venim. Macedonia, chiar dacă trece prin niște momente dramatice, trebuie să susținem și trebuie să încercăm cu toții, ca și comunitate, oriunde ne-am aflat, să susținem Macedonia, să trimitem, dacă nu altceva, un gând bun și să facem un lobby puternic. Lobby-ul suntem noi, nu? Omul sfintește locul. Mă bucur că suntem în număr foarte mare în seara aceasta, macedoneni din București și invitați, bineînțeles, din București. Am vrut anul acesta să ne întâlnim comunitățile separat, să nu mai facem sărbătorile pe linii vechi adunate din toată țara, tocmai pentru a putea da posibilitatea celor care nu se pot deplasa în țară să vină în localitățile de unde sunt și să ne adunăm în tot în număr tot mai mare. Toate rudele mele sunt în Skopje și de câte ori mă duc în vizită la ei, am foarte multe rude. Toți se adună datorită mie, pentru că ei se văd mai greu, așa se aud la telefon. Acum mă simt ca între rudele mele din Macedonia, alături de dumneavoastră. Sunteți familia mea de aici și de câte ori mă duc acolo, emoția este extraordinară, pe ei se adună datorită mie. Doresc din suflet să avem o Macedonie puternică, unită și mai ales prin cultură. Eu sunt compozitor și îmi ascult Marian, o să facem împreună niște proiecte. Prin cultură putem apropia cele două țări, România și Macedonia. La mulți ani și multă sănătate, bucurii și succes! Mulțumim! Ați venit la sărbătorirea anului nou pe stil vechi. Noi suntem familia Todorovski, macedoneni, de 18 ani în România și după cum știți, noi sărbătorim anul nou încă o dată pe ritm vechi. Și am venit astăzi să sărbătorim cu conaționalii noștri macedoneni încă o dată și ce ne așteptăm pentru anul nou, multă sănătate, fericire pentru toți macedoneni și români și toată lumea și tot ce-ți doresc. Cu ce gânduri ai venit astăzi la sărbătorirea anului nou împreună cu comunitatea macedonenilor din București? Foarte bucuros. Da? Da. De ce ai venit? Pentru că ești? Pentru că sunt bun. Și macedonean. Și macedonean. Ar fi bine ca toate asociațiile minoritarilor din România să gândească cum gândim noi. Ar fi un plus, un plus. Pentru ei. Pentru ei și pentru noi. Într-un final pentru toată lumea. Adică din partea noastră întotdeauna am avut practic la orice solicitare ni s-a făcut. Noi am răspuns
cu gânduri bune și cu inima deschisă. Puterea noastră vine de la fiecare membru și în vârf avem pe doamna Popescu, Venera, care este locomotiva. Despre sărbători și tradiții vorbim în minutele următoare cu invitata mea de astăzi, Laura Rogobete, președintele Asociației Macedonenilor din România. Bine ați venit la Conviețuieri și la mulți ani! Bine v-am regăsit, la mulți ani, zamnogu godini! Un an 2019 încărcat de proiecte, cu siguranță așa va fi, așa cum a fost și anul 2018. S-a încheiat așa frumos cu muzică și dans și cu tradiții specifice macedonenilor. Ce înseamnă aceste tradiții specifice? Vorbim de Crăciunul pe stil vechi, vorbim despre Revelionul pe stil vechi. Oamenii s-au simțit bine la evenimentul pe care l-ați organizat. Ceea ce pentru noi înseamnă un sfârșit de an, pentru alții înseamnă un început de an. Și sărbătorile reprezintă una dintre dimensiunile culturii etnicilor macedoneni din România. Sărbătorile de iarnă în special, pentru că dacă nu ar fi aceste sărbători de iarnă, eu știu, nu am ajunge să petrecem în sânul familiei, în sânul comunității, momente deosebite. Pentru prima oară au fost organizate evenimente în fiecare dintre orașele unde există comunități de macedoneni. Până acum vă întâlneați, așa îmi spuneați înainte de a intra în direct, într-o altă zonă cu toată lumea, dar de data aceasta ați ales să faceți altfel. Da, pentru că întâlnirile din anii anterior nu ne dădeau posibilitatea să strângem la oaltă toți membrii comunității. Și nu era fair play, să zicem, din partea noastră să participe numai anumiți membri și ceilalți să fie văduviți de această posibilitate. Și ce ați făcut? Ați mers în calitate de președinte în toate orașele, conducerea în toate Asociației Macedonenilor din România a trebuit să se împartă între toate localitățile unde s-au desfășurat astfel de celebrări. Am văzut costume foarte frumoase în imaginile de mai devreme. Minoritățile naționale din România păstrează cumva intactă această zonă a portului tradițional, a costumelor. Sunt mulți care au acolo în lada de zestre sau în dressing, că acum trăim alte vremuri, au costume autentice de sute de ani. În cazul macedonenilor, cum este? Tot așa, păstrează tradiții din strămoși? În cazul macedonenilor, aceste costume se păstrează ca niște odoare prețioase. Da. Unele dintre ele pot fi văzute și în cadrul mini-muzeului pe care îl avem deschis la sediul central al Asociației Macedonenilor din România. Și câteodată facem excepții și avem expoziții, să zicem, itinerante în care le prezentăm dornicilor. Da, eu am, cred că, 6 ii acasă, dintre care una este făcută de bunica mea acum 70-80 de ani. Câte ii aveți acasă? Câte costume tradiționale? Avem cel puțin 30 de costume. Cel puțin de costume foarte vechi. Sunt unele costume care au 100 și... Da, da, sunt frumoase și au o mulțime de povești care se impregnează cumva și în cei care le poartă. Da, e vorba acum de amprenta culorii, de obiceiurile legate, de modalitatea de a țese și, deci, în ceea ce privește culorile, sunt specifice anumitor regiuni. Costumele care au putut să fie văzute cu ocazia sărbătoririi Crăciunului și Anului Nou pe stil vechi aparțin din zona Scop-Scoblati, adică din câmpia scopiană. Da. Cum a fost anul 2018 pentru macedonenii din România? Anul 2018 a fost un an al împlinirilor, pentru că în acest an am avut posibilitatea să sărbătorim pentru prima dată și Ziua Limbii Macedonene în România. Este un proiect legislativ realizat de către deputata comunității, doamna Mariana Venera Popescu, și suntem mândri de acest lucru pentru că avem posibilitatea din nou să ne afirmăm identitatea, specificitatea, dar în același timp apartenența la un întreg pe teritoriul românesc. Da, pentru că noi la edițiile trecute ale emisiunii și vom mai vorbi de fapt și anul acesta,
Am tot punctat acest aspect, apropo de centenarul Marii Unirii, aspectul în care și minoritățile s-au implicat în ceea ce înseamnă astăzi România, la nivel cultural, la nivel economic, la nivel medical, la nivelul acesta al culturii și al tradițiilor, al literaturii, domeniile sunt diverse și cumva România arată cum arată astăzi, pentru că s-au implicat și minoritățile. Cu tot ceea ce înseamnă tradițiile lor, și zic să mai vorbim puțin despre tradiții, vă rog să rămâneți alături de mine și ne întoarcem pentru concluzii. Pentru macedonenii participanți la sărbarea Crăciunului și Anului Nou este foarte importantă păstrarea tradițiilor și transmiterea lor către generația mai tânără. Prin aceste ritualuri se păstrează identitatea și puterea neamului. Astfel, toți cei prezenți au fost încântați să participe la tradiționala împărțire a pâinicilor. Cel care găsește un bănuț în pâinica sa este considerat foarte norocos și trebuie să gătească toate pâinicile pentru petrecerea de anul viitor. Numai cunoscându-ne trecutul, putem clădi împreună viitorul. Sărbarea Anului Nou a fost un prilej de bucurie, de socializare, de continuare a tradițiilor macedonene și de amintire a trecutului înaintașilor. Era un respect, să spunem, ceva care are legătură cu o tradiție mai veche, da, mai... Da, plină bunicii, de semnificații. Da, bunicii și străbunicii mei au trăit foarte greu, au trăit înconjurați de ocupația otomană. Ei au rezistat acolo deoarece de unde sunt ei, de unde vin ei, din Galișnic, este undeva o zonă la 2000 și ceva de metri și n-au apucat să ajungă acolo. Ei s-au retras acolo cu oi, că n-aveau altceva, oi și cu gospodării care aveau și au apărat. Când au scăpat de turci, că trebuia să plătească impozit. Așa lucru, să plătească banii aia, peșcheșul și toate. Au mers la Istanbul să-i lase în pace. Nu s-a putut. Cei care au trecut, ca să scape de această dare, cei care au trecut de lucrul ăsta s-au dus și au plătit impozit, dar au trecut la religia musulmană. Ai noștri au rămas. Religia i-a ținut respectul și ierarhia de respect în familie. Ambii noștri bunici din partea tatălui, Iordan și Ruja, sunt născuți în Macedonia, în Galicnic. Și bineînțeles că tata și frații lui, tata s-a născut în Salonic. Salonic sau Solun, cum spun macedonenii, așa. Bineînțeles că iau în casă vorbeau numai macedonește și noi copiii când am început să fim mai mari, ne-au învățat și pe noi, dar mai ușor pentru că erau niște timpuri în care, adică în casă mai vorbeau, dar ne spuneau afară să nu spunem neapărat că vorbim altă limbă. Erau alte... Era, să spunem, trebuia să vă feriți cumva? Era o... Oarecum da. Adică Catalogat ca altfel. Eu sunt macedonean, născut în România. Mama în Republica Macedonia, tata în Macedonia greacă. Eu m-am născut aici și am învățat limba macedoneană de la mama. Și toate tradițiile, toate obiceiurile le-am păstrat de la părinții mei. Și îmi face mare plăcere că reprezentantul nostru al macedonenilor este alături de mine și va duce mai departe tradiția. Știți de ce? Pentru că au dispărut cei bătrâni. Părinții mei, părinții altora cu care m-am mai întâlnit și rămâne noi care îmbătrânim și noi și am îmbătrânit să ducem mai departe tradiția, dar doamna care este tânără și energică va duce mai departe tradiția macedoneană.